În Vama Siret, cetățenii ucraineni continuă să formeze cozi pentru a ajunge în țara noastră. Situația este cu atât mai tragică cu cât persoanele se uită dezorientate și cu lacrimi în ochi, în timp ce autoritățile încearcă să le întindă o mână de ajutor. Baxuri cu alimente, tarabe cu produse calde, bagaje, autorități și multă agitație. Acestea sunt principalele elemente care se regăsesc în peisajul din Vama Siret în a noua zi de război. Imaginea este cu atât mai tragică, cu cât unele persoane dragi trebuie să rămână pentru a lupta în vâltoarea bombardamentelor de peste hotarul țării noastre, în Ucraina, țara care clocotește din cauza exploziilor. În agitația de la punctul trecerii de frontieră Siret, doi tineri încearcă să își găsească drumul, dezorientați și înspăimântați, lângă cele câteva lucruri îndesate în valizele ce le-au luat cu ei.